încercăm să ne ducem prin spatele lor pentru a-i surprinde. Dar se pare că sunt pregătiți pe zonă. Aruncăm din nou flashbang și grenadă. Să-i așteptăm să ni se reîncarce viața. Și o să-i atacăm din nou. Intrăm pe aici și sărim pe acest geam. Tocmai era să-l puși pe capitan. Aruncăm flashbang, ne ascundem și încă o grenadă. În acest moment noi trebuie să ajungem într-un checkpoint care este la o distanță de 25 de metri. Încercăm să ținem piept valurilor de inamici. Să vedem dacă acest Deagle este bun și pe distanță lungă. Așteptăm să încălcăm arma și înaintăm din nou. Se pare că inamicii încep să se retragă. Iar noi ne apropiem din ce în ce mai mult de checkpoint. Se pare că am fost uciși de o grenadă. Nu știu, nici n-am văzut indicatorul, dar nu nimic, continuăm. Aruncăm din nou grenadă și flashbang. Și atacăm din nou. Ne ascundem după această mașină. Se pare că inamicii au început să folosească și AK-47 holografic. Continuăm. Se pare că rușii ne așteaptă și după poartă. Dar noi o să ocolim prin această căsuță. Civilii, uitați, se ascund. Așteptăm să spargă ușa. Ei par a fi număr din ce în ce mai mare. Dar vom ține piept. Acum vom căuta acel UGV, adică un mini tank.